Tocmai ce, acum vreo jumătate de ceas am primit Fimi X8-ul. Am deschis-o repede, că am văzut că e un pic lovită pe aici, să văd dacă e în regulă. Am văzut că e în regulă și acum o redeschid. Deci așa vine. Și că 5 km range, 33 minute flight time. Pe mine nu mă interesează astea, dar... Adică 33 de minute flight time mă interesează. Da? Deschidem cutia și... Aici ai un burete cu un... De asta cred că pentru aplicația. Pentru mobil, asta e joystick-ul. Aici tot niște instrucțiuni. Protecție pentru butonul ăsta. Aici două joystick-uri de astea. Ia. Antenuțe. Joystick-urile sunt băgate aici. Cam așa. Arată foarte bine. Asta, și aici se pune telefonul. Bine, îl desface asta, nu știu cum tragi de el. O să mă uit el în instrucțiuni după aia cum să faci asta, să spui telefonul. Cablu de alimentare pentru încărcător. Asta e încărcătorul bateriei. Mai multe cabluri. Aici USB și tot felul de astea. Și asta e drona. Aici e 3-axis gimbal. Așa. 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 Și așa. Cam așa arată. Mi se pare destul de mare și foarte grea. Mi se pare că e grea. Adică e grea, nu? Mi se pare mie că e grea. Și asta de sus e bateria. Așa. E, dacă scoți bateria, nu mai e așa grea. Cam așa arată Fimi X8 și acelea sunt elicele. Am uitat, sunt 3 într-una, 3 în alta, adică ori pus și 2 de rezervă. Cam asta e. Sper să ies cândva acum să o și testez. Trebuie să răsfoiesc manualul, să-mi instalez aplicația, să văd despre ce e vorba. Și după aia. Nu-i așa, Lizzie?